Salut, sunt Mădălina Hodoroc și de 8 ani fac educație altfel, adică pregătesc studenții, profesorii, angajatorii pentru viitor. Lucrez în sesiuni de training fără teorie și fără PowerPoint și în sesiuni de bine, cum le numesc eu, adică sesiuni de consultanță individuale pentru a ne pregăti cu studenții și cu profesorii pentru piața muncii. Toate sesiunile de training și tot ceea ce construiesc este practic cu metode de predare bazate pe educația non-formală și ele aduc foarte multă energie, foarte mult joc și foarte, foarte multă inspirație și motivație pentru viitor. Hai cu mine în programul Future pe care îl coordonez și pe care l-am fondat acum 3 ani, tocmai din dorința de a dezvolta mult mai multe programe bazate pe educație altfel. Future s-a născut acum 3 ani, în 2018, prin practic întâlnirea celor 3 piloni a educației. Am adunat studenții, profesorii și companiile într-un singur loc. Motivul pentru care am făcut acest lucru era pentru că existau și există și în acest moment evenimente pentru fiecare pilon în parte, însă nu toți lucrând în același loc. Și tocmai de aceea în Future și studentul și profesorul și companiile practic sunt participanți, lucrează cot la cot pentru a se pregăti pentru piața muncii. Acum fiecare dintre ei își dezvoltă anumite competențe și se pregătesc pentru viitor și ce înseamnă competențele din piața muncii în acest moment. În primul și în primul rând, sunt două mari competențe pe care e bine să lucrăm. Sunt toate aceste competențe hard, care un tânăr le dezvoltă în cadrul facultății sau prin diferite programe pe care le face, iar în paralel sunt competențele soft, tot ce înseamnă creativitate, lucrul în echipă, comunicare eficientă, competențele de leadership, creativitate, gândire analitică, rapiditate sau responsabilitate. În momentul de față, angajatorii caută ambele competențe, însă au tendința de a prioritiza puțin mai mult tot ce înseamnă competențele soft, pentru că ele sunt transversale. Oriunde ai lucra și pe orice poziție ai lucra, ai nevoie de aceste competențe. De aceea, în programul Future lucrăm cu un accent mult mai mare pe tot ce înseamnă competențe soft și cum se implementează concret ele în piața muncii. Avem în cadrul programului concret sesiuni săptămânale, timp de 3 luni ne întâlnim în fiecare săptămână în sesiuni de training. În fiecare sesiune de training este 100% practică, nu avem teorie, nu avem prezentări vizuale, totul se întâmplă practic, atât când în formatul fizic, când susținem sesiunile în formatul fizic, dar și acum în formatul online. Lucrăm în echipe, avem diferite instrumente pe care le folosim în așa fel încât participanții, profesorii, studenții și angajatorii să poată să lucreze împreună, să-și dezvolte o serie de competențe soft și competențe care sunt căutate astăzi în piața muncii. Au diferite provocări pe care le fac. Totul se întâmplă cu foarte mult joc, foarte multe metode de predare interactive pe care le facem chiar și în formatul acesta online în care lucrăm acum. Sunt foarte multe beneficii atât pentru studenți, cât și pentru profesori, cât și pentru angajatori. În primul și în primul rând, toți trei lucrează împreună și văd perspective diferite. Pentru studenți sunt beneficii foarte practice. Ei se pregătesc concret pentru primul loc de muncă, au un CV practic pe care primesc feedback, participă la simulări de interviuri, înțeleg cum arată piața muncii și care este locul lor în această piață.
înțeleg tot ce înseamnă punctele lor forte, care sunt competențele pe care le au în acest moment și de ce alte competențe mai au nevoie și mai mult decât atât, lucrează și practic în aceste sesiuni pentru a se pregăti pentru diferite oportunități de joburi pe care le punem la dispoziție. În paralel, profesorii participă la toate aceste sesiuni de training și văd și ei pe pielea lor care sunt metodele de predare pe care noi le folosim. Deci, pe de o parte, profesorii beneficiază de noi metode de predare pe care nu doar că le învață, dar văd și cum sunt ele puse în aplicare și mai mult decât atât au sesiuni de training dedicate doar cu angajatorii prin care înțeleg și ei mai bine cum arată piața muncii. Iar al treilea pilon al educației angajatorii au diferite beneficii. În primul și în primul rând înțeleg un pic mai bine cum gândește un student, cum este construit în acest moment sistemul educațional și mai mult decât atât poate să intre în contact direct cu această generație care se schimbă și care are alte nevoi decât era până acum. Da, am lucrat foarte mult pe aceste metode de predare. Este ceva nou, care nu ai experimentat până în prezent în piață. Acest hashtag fără teorie, hashtag fără PowerPoint a fost lansat odată cu programul Future. Nu aducem deloc nici teoria și nici prezentările vizuale în sesiunile de training, fie că vorbim de sesiunile fizice sau de cele din formatul online. În special în online, lucrăm doar practic. Ce înseamnă și mai concret acest lucru? Înseamnă că avem foarte multe instrumente pe care le folosim și metode de predare pe care le folosim în sesiuni. Când eram în sesiunile fizice, aveam pereții, podeaua, ațe, cuburi, o serie de jocuri pe care le implementam în sesiunile fizice. Acum, în formatul online, avem foarte multe table virtuale, instrumente online, folosim foarte mult telefonul, lucruri în echipe și o serie de alte instrumente în sesiunile online. Practic, asta înseamnă hashtag fără teorie, hashtag fără PowerPoint. Da, programul este gratuit atât pentru studenți cât și pentru profesori. Ei se pot înscrie până data de 17 martie pe site-ul madalinahodorok.ro/future. Acolo găsesc în primul și în primul rând un formular prin care ne conving că vor să fie parte din program. Iar după completarea formularului de înscriere, urmează un scurt interviu, fie telefonic, fie prin formatul acesta Zoom. Iar apoi, în 22 martie, anunțăm și cei care vor intra concret în această ediție, ediția 4 a programului Future. Până la următoarea ediție, care va fi începând din luna octombrie, practic fiecare ediție durează un semestru universitar. Până atunci, participanții care doresc să fie parte din program vor avea diferite sesiuni gratuite de training, evenimente punctuale pe care le organizăm tot așa cu accent pe cum arată piața muncii, încotro ne îndreptăm și care sunt competențele de care e nevoie ca să putem să ne pregătim concret pentru primul job.